Doar că înțelegi. Gândește-te că putem să o repetem pe Elena. Tu crezi că ești singurul care suferă? Știu. Crede-mă, o bucată din mine s-a rupt. Și te înțeleg perfect prin ce treci, că trec și eu prin același lucru. Dar da, tu vrei să trăiești în trecut, asta este problema. Nu este trecut. Încerc să mă detașez de chestia asta. Este vorba de un potențial viitor, Vlad. Despre ce vorbim, mă, despre manuscrise vechi și pietre magice?